Edilul Capitalei Ion Geban susține că în ultimele zile la Primăria Municipiului Chișinău au fost făcute mai multe controle la indicația guvernării. El crede că în acest fel se dorește sustragerea atenției de la problemele oamenilor, dar și să fie blocată activitatea primăriei. Totodată, Geban susține că va sesiza instituțiile internaționale acreditate în țara noastră pentru protejarea drepturilor angajaților. Contactată de Moldova 1, purtătoarea de cuvânt a guvernului Anastasia Taburceanu a declarat că executivul nu comentează acuzațiile lui Geban. Ei se fac astfel că muncesc, dar de fapt doresc să tergiverseze activitatea primăriei municipiului Chișinău, să o blocheze. Au scopul ca angajații din primărie să nu se ocupe de activitatea lor propriu-zisă, dar să le scrie la hârțoagele lor care vin cu tonele, tot felul de explicații. Ideea de bază este să pună bețe în roate.